Bună ziua, stimați colegi! O să dau citire în conformitate cu prevederile articolului 39 aliniat 4 și articolul 117 litera F din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215 din 2001, republicată cu modificări de completări de ulterioare și dispoziția numărul 647 din 13.10.2017 a primarului orașului Dărmănești, județul Bacău. Vă invităm să participați la lucrurile ședinței ordinare a Consiliului Local Dărmănești, care va avea loc astăzi, ora 13. Primul lucru care ordinea de zi s-a modificat, primul lucru, vă supun la vot, cine este pentru, supunem întâi ordinea de zi la vot. Și după aceea e modificarea? Da, cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abțineri. Primul punct, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 22.09.2017. 2. Aprobarea procesului verbal. Nu ne mai citesc. Perfect, ne avem în față. Da. Supunem la vot. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 22.09.2017. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Punctul 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 3.10.2017. Cine este pentru? Abține, împotrivă, mulțumesc. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea traseelor microbuzelor școlare pentru transportul elevilor de pe raza orașului Dărmănești, de Bacău, avizează Comisia Urbanist, inițiator domnul primar. Da, în fiecare an supunem Consiliului Local spre aprobare traseele celor două microbuze. Am avut discuții în comisii, n-au fost, discuții adverse. Dacă nu sunt întrebări sau dacă aveți întrebări. A fost în comisie, am propus să prelungească traseul microbuzului până la râul Valearea, acolo, pe Valea 1. Da, dar nu din păcate nu putem, pentru că dereglăm programul de începere a ori. Da. Dacă mai dorește cineva? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc frumos. 16 voturi pentru. Proiect de hotărâre privind acordarea drepturilor bănești pentru lunile iulie-septembrie 2017 aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare. Da, am s-a discutat în comisii? Da, am să fac o precizare în urma adreselor primite de la școlile de traza orașului Dărmănești. Am supus spre aprobare proiectul de hotărâre care cuantifică sumele și efectiv avem de plată 5.390 de fac pe cele 4 școli pe care le avem noi, persoane juridice. S-a discutat în comisie, toată lumea de acord. Dacă cineva mai dorește să discute, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 16 voturi. 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL. Numărul 45 din 19.07.2016 privind desemnarea reprezentanților autorității administrației publice locale în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar pe perioada orașului Dărmănești, județul Bacău. Da, am să fac o mică precizare și aici. Prin adresa 3162 primită din 6.09.2017, primită de la Liceul Tehnologic Dărmănești, în baza ordinului 4.619, s-a modificat componența Consiliului de Administrație în sensul că din Consiliul Local fac parte doi reprezentanți. Noi aveam, conform vechiului ordin, trei reprezentanți. Propunerea noastră este ca din Consiliul de Administrație a Liceului Dărmănești să facă parte doamna Mititeru Vorchița și domnul Codurariu Gheorghe în calitate de consilier și s-a retras doamna Mocondureanu Oana din Consiliul de Administrație. Dacă sunt întrebări? Nu mai avem întrebări. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. 16 voturi. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Dărmănești din Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din cadrul Liceului Tehnologic Dărmănești. Poftim, domnul primar? Da, este un punct de vedere care a rezultat la fel în urma unei adrese 4784 din 16.10.2017, care a primit-o de la Inspectoratul Școlar Județean prin Liceul Tehnologic Dărmănești.
Ca prevedere legală este ordonanța de urgență a Guvernului 75/2005, care solicită să desemnăm un reprezentant al Consiliului Local în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității pentru Liceul Tehnologic. Pentru că doamna Mucondureanu nu mai face parte din Consiliul de Administrație, în urma discuțiilor din Comisie, a fost propusă doamna consilier Mucondureanu să facă parte din Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității. La ce se referă calitatea asta? La calitatea învățământului sau la... Deci Comisia de Evaluare, Comisia de Evaluare a Calității are la bază o lege și acolo sunt detaliate absolut toate, deci tot ceea ce se desfășoară legat de actul de învățământ, presupune niște standarde de calitate și practic noi trebuie să avem acolo un reprezentant și să fim informați cum se desfășoară actul de învățământ în liceul tehnologic și dacă se îndeplinesc acele standarde de calitate. Dacă dorește cineva să discutem, dacă nu, să punem la vot. Vă rog, cine este pentru? Împotriva? Abține? Mulțumesc frumos. 15 voturi pentru și o abținere. Și o abținere egală la următoarea, da? Punctul 7. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit al dreptului de uz și servitude către SC Delgaz Grid SA asupra unei suprafețe de teren de 2 metri pătrați aparținând domeniului public al orașului Dărmănești. Da, este vorba de o solicitare venită din partea Delgaz Grid SA în vederea modernizării liniei de 0,4 kV, zonă punct de transformare numărul 5 Sărături. Deci, practic, acolo se fac niște modernizări și legea prevede foarte clar că acolo unde au loc asemenea modernizări, trebuie să dăm dreptul de uzufruct, servitute și uzufruct. Deci este vorba de 2 metri pătrați, punct de transformare 5. PTA 5 Sărături. Avizul comisiilor. Dacă cineva dorește să... discute, dacă nu... Ar fi bine ca da, nu, okay. Domnul Pădurare. În urma, tot mereu stătate, tipul platuit, conform legii, dar ar trebui să fie și ei mai îngăduitori în unele situații când se apelează la ei, să răspunde mai prompt la reclamații care vin din partea... populației. Populației și chiar primării. Da, mulțumesc. Altcineva? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 16 voturi pentru. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către SC Crab SA a terenului aferent stației de epurare apei uzate Dărmănești și conducta de evacuare SEAU, precum și terenul aferent drum acces din DN12A până la zona de protecție a căii ferate. Domnul primar? Da, este vorba de adresa 7852 din 18.09.2017, primită de la Compania Regională de Apă Bacău, prin care ni se solicită, în vederea implementării proiectului extindere și reabilitare a infrastructurii de apă și apă uzată, să dăm în administrare terenul aferent construcției obiectivului, și mă refer aici la stația de epurare ape uzate Dărmănești, conducta de evacuare SEAU, precum și drumul de acces stației de epurare. Și noi am trecut aici, conform anexei 1, care face parte din integrată din prezenta hotărârii. Deci, pentru punerea în funcțiunea proiectului, a stației și a tot ceea ce ține ansamblul care ține de stația de epurare, este necesară darea în administrarea terenului aferent construcțiilor. Dacă cineva vrea să discute, este avizul favorabil din comisii. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă domnul Iaconescu? Da. Abține? Deci cu 15 voturi cu abține. Mulțumesc! Da. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind obligativitatea utilizatorilor de apă potabilă, persoane fizice și persoane juridice, de a se raporta la sistemul de canalizare nou înființată în orașul Dărmănești de Tubacău. Poftim, domnul primar?
Da, am să fac referire la, la fel solicitări primite din partea Cragului de a urgenta racordarea cetățenilor la canalizarea nouă. Și sigur că legea prevede și niște sancțiuni în cazul în care nu se respectă ceea ce noi am prezentat în comisie. Am să... Așa cum am discutat, articolul 1 va fi modificat și va avea următoarea formă. Utilizatorii persoane fizice și sau juridice din orașul Târgănești, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligația de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou înființate în orașul Dărmănești, în regim de urgență, imediat după semnarea procesului verbal de punere în funcțiune. Deci noi avem câteva termene foarte strânse, în sensul că trebuie să facem probele tehnologice la stația de epurare și pentru a putea face aceste probe tehnologice avem nevoie ca minim 1500 de locuințe să fie racordate la canalizare. Este un proces care noi l-am demarat din luna iulie. Din păcate, un număr relativ mic de cetățeni au înțeles această prioritate. La acest moment avem în jur de 200 și ceva, 300 de, să zic, de locuințe racordate. Dar lansez un apel pe această cale și rog cetățenii din Dărmănești în regim de urgență să facă racordul între locuință și căminul de racord. Repet, acest demers este necesar pentru a putea face probele tehnologice la stația de epurare. Dacă cineva dorește, da, poftim domnul Pădrariu? Domnul primar, ar trebui să clarificăm un problemă. Cetățenii întreabă, care va fi costul din cauza că nici cei din partea Cragului, la ora asta, care sunt reprezentanți ai domnului Sarpat, ceilalți care se bucur cu apa, nu cunosc această oră care va fi valoarea, ci cantitate dintr-un metru cub de apă, cât va plăti omul epurat. După aceea, să ține cont de problemă care cetățenii o ridică. Care o ridică cetățenii, având în vedere că Dărmăneștii este o zonă care trăiește din creșterea animalelor. Oamenii dispun din vaci, din oi, din cai, care își fac treburi în gospodărie și, în același timp, își asigură subsistența. Întreabă oamenii, cantitatea de apă, că animalii consumă multă apă, de exemplu, cei care au 200-300 de oi, cei care au 5-6 vaci, care au... Cum se va pune problema cu apa respectivă? Că atunci omul consumă apă, va plăti canalizarea. Da, la acest moment există cadrul legislativ care reglementează foarte clar cât la sută din apa potabilă se regăsește în canalizare. Deci, la acea contorizare de apă potabilă, 75% se regăsește în canalizare. În schimb, nu, și nu pot să vă dau un răspuns acum, ce se întâmplă cu cetățenii care folosesc apă potabilă pentru animale. Deci aici trebuie discutat și cred că ar trebui ținut cont și de numărul de membri din familia respectivă. Da, de aici rezultă foarte clar. Dar, având în vedere că oamenii întreabă, care sunt costurile? Eu le-am spus la oamenii care sunt costurile. Costurile sunt ca să se racordeze de la de la în fața porții, da, către la baia lui. Aia e costul lui. Da. Omul întreabă, domnule, este vreo taxă care se plătește la CRAP, da, sau la primărie? Deci noi am făcut demersurile în sensul ăsta, încă începând cu luna iulie. Și pe cetățean nu costă absolut nimic. Se dă un aviz gratuit din partea primăriei și un aviz gratuit din partea Cragului. Ce trebuie să facă cetățeanul este să vină la primăria Dărmănești cu o solicitare în scris, o cerere, prin care noi avizăm favorabil, așa cum am spus, gratuit. Este necesară această avizare pentru că pe fiecare locuință în parte noi avem niște cote în proiect. Și prin această avizare, în acea cerere, noi, în acel aviz pe care îl dăm, noi precizăm la ce adâncime trebuie să fie săpat șanțul ca să aibă scurgere. Deci pentru fiecare familie în parte dăm aceste date cu titlu gratuit. Singura cheltuială a cetățeanului este cu săparea șanțului de la căminul de raport până la bucătărie. Și țeava și ce are el acolo. Fiecare cetățean poate să-și facă singur
șanțul respectiv și raportul, sau poate apela la firmele de pe piață. Noi nu facem și, din păcate, era bine că atunci când s-a făcut proiectul de canalizare să fie stipulate sume raport. A fost o scăpare, nu sunt stipulate acele sume de raport și, din păcate, repet, noi, fiecare dintre noi, trebuie să ne facem pe propria cheltuială raportul respectiv. Deci, o secundă, vă rog. Deci, mulți cetățeni spuneau că intră 100 de metri cubi, plătesc 100 de metri cubi la canalizare. Nu, nu se va plăti doar 70% din cât a intrat, pentru că nu avem contorizare de ieșire. Da. Domnul Mile, vă rog. Sunt persoane în vârstă care nu au posibilitatea să-și stape singuri și au și o pensie de 500 de lei. Nu pot plăti. Nu deci, pot să-și acordeze, nu din reabă aici. Da. Din imposibilitatea de a plăti o firmă și nu au nici posibilitatea să-și facă singuri. Bătrân, bolnav. Da. Din păcate, era... numărul lor este mare. Eu am făcut o analiză și știu la CFP. Am făcut o analiză și a însemnat pentru bugetul local o cheltuială foarte mare. Nu m-am lăsat să-mi spun părerea până la capăt, domnul primar. Părerea mea ar fi fost de genul să se stabilească ceva cum s-a stabilit cu blocurile. Cu eșalonare. Cu eșalonare. Să suporte primăria. Exact, local, eu am anticipat ce ai spus, să suporte din ce dacă să-și plătească, banii în rate. Deci nu, eu nu pot să fac lucrul ăsta pentru că nu avem bani în momentul ăsta. Nu avem din ce. Să suport ce? Că firma care face lucrarea respectivă, atunci, a doua zi cere bani. Atunci pică în situația aia, că omul nu se poate raporta în termenul stabilit și de înțelegere. Deci în momentul în care... Și nu are bani să se raporteze, nu să aibă bani, nici să-și plătească, ce facem? Deci noi vorbim de cei 1500 de beneficiari care trebuie să raporteze în regim de urgență ca să poată fi făcute acele probe tehnologice. La Dărmănești sunt multe familii care au capacitatea financiară să se raporteze și apelul meu se îndreaptă către cei care au resurse financiare. Dacă vor exista cazuri în care primăria trebuie să intervină, nu știu, chiar fără niciun venit sau probleme, persoane care au probleme de sănătate, vom avea atunci o discuție pe, nu știu, 15, 20, 30 de cazuri de genul ăsta și vom suporta noi. Dar nu putem la acest moment să venim cu niște sute de beneficiari, pentru că nu avem din ce să plătim și nici în cadrul legal nu avem. Domnul primar, dar nu deci prețurile la... Nu la fel sunt prețurile. Deci la o familie poate să fie de 10 metri de canalizare de săpat, la altă familie poate să fie numai 5 metri. Și prețurile sunt diferite. Și dacă mai sunt și persoane care au casa în aval de cărămie, le trebuie și o pompă, deci deja devine mult mai complicat. Cu atât mai mult, în condițiile în care prețurile sunt și costurile, nu prețurile, costurile sunt diferite de la o familie la alta, noi nu o să putem justifica de ce la o familie am făcut și am dat noi 10 milioane, 1000 de lei din bugetul local și la altă familie am dat 200 de lei sau 2000 de lei. Deci e o problemă destul de complicată și cred că rezolvarea este tot la cetățean. Fiecare să încerce să rezolve problema acolo de raport. Trebuia atunci când a fost făcut proiectul, dar atunci nu s-a gândit proiectul, nu s-a gândit alocarea unor resurse pentru racordul între efectiv baie și căminul de racord. Cu plăcere. Domnul primar, dar mă gândeam la să fiți un intermediar, primăria să fie un intermediar între cetățean și firma care face. Să facă firma eventual un gen rate. Deci, firma face și acum, doamna locuța, gen rate. La pensionari, lucrările se fac între trași. Păi să popularizăm treaba asta. Da. Se știe, deci asta se știe. Știi, vorba de Năstase? Popularizator, da. Popularizăm. Da. Și primăria popularizator. De piață nu, sunt... Nu, noi, noi, piață sunt firme care execută lucrări de genul ăsta și asta rămâne la înțelegerea între cetățeași. Dacă mai dorește cineva, supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, abțineri, mulțumesc, 16 voturi. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren în condițiile legii numărul 15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală. Domnul este primar, vorba de legea 15 pe 2003. Noi am avut 3 solicitări din partea unor familii tinere din Dărmănești. Astăzi propunem proiect
de hotărâre pentru aprobarea unui teren în suprafața de 399 unei familii. Am găsit, am identificat un lot. Sper ca la ședințele următoare să venim și cu celelalte două propuneri. O familie tânără, o familie cu copii și o familie care îndeplinește condițiile impuse de legea 15. În zona Sălătuc aveam acolo un lot care era liber. Și... Dacă cineva... Poftim, domnul Balaș. Aș dori să vă readuc aminte că avem o hotărâre de Consiliul Local privind modul cum se construiește, îndrămânește termenul mediu și nu. Și am văzut că de la autorizare până la recepția lucrărilor apar diferite transformări în ceea ce privește avizul. Și noi dăm aceste terenuri, dar aș dori să respecte ceea ce am votat în 2014, pentru că peste 50 de ani întreabă alții. Băi, construiește ca așa cu 100. Da. Deci aici. Deci în urma acestei hotărâri, prin care noi dăm cu folosință gratuită acest lot, solicitantul va veni cu un proiect pentru autorizare. Și cu siguranță arhitectul șef cunoaște hotărârea la care dumneavoastră ați făcut referire și va trebui să și respecte ceea ce scrie în acea hotărâre. Deci în proiectul și proiectul care va fi făcut și până la emiterea autorizației de construire, se parcă niște etape. Dacă nu respectă prevederile acelor hotărâri, cu siguranță proiectul va fi respins. Și sigur, după implementarea proiectului respectiv, va urmări dacă se face ceea ce a fost scris. Da. La finalul autorizației, asta e. Da, să știți că eu personal am în vedere lucrul ăsta și cel puțin în zona centrală a orașului, nu știu dacă în ultima perioadă ați mai văzut că s-a mai construit tot felul de invenții din astea care nu respectă acele hotărâri. Și știți la ce fac referire. Da, dar în Sălătru, mă refer că s-au făcut niște case și chiar nu. Alea sunt, majoritatea sunt case care au fost, care au rezultat în urma inundațiilor din vechi, știți foarte bine ce s-a întâmplat, dar pe noua legislație respectă proiectul de vedere. Dacă mai dorește cineva, atunci supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Mulțumesc. 16 voturi pentru. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de vânzare către populație a materialului lemnos exploatat din fondul forestier aluat Dărmănești. Poftim, domnul primar? Da, este un proiect de hotărâre care încearcă să reglementeze prețurile de pornire, zic eu așa, la sortimentele de lemn de foc, de fac și lemn de lucru de fac, care rezultă din exploatarea unei partizi pe care o avem noi la acest moment în exploatare în zona izvorului Negru, Pânta. Să știți că noi nu avem la acest moment, nu dispune primăria de cantități de lemn să satisfacă nevoile și solicitările cetățenilor. Mă refer la lemn de foc. Știți foarte bine că Ordinul Comun și Ordinul dat de Ministrul Pădurilor reglementează această nevoie, în sensul că cetățenii vin cu cerere la noi și îi dirijăm către ocoale silvice de stat. Acolo sunt resurse și cantități de lemn mai mari, dar din partida pe care noi o avem, trebuie să asigurăm necesarul de lemn de foc pentru școli, școlile care ne-au solicitat. Și sigur că vom mai completa o parte la beneficiarii de venit minim garantat, prin acea reglementare care spune că beneficiază de ajutor de încălzire. Deci, în proporție mică, rezolvăm, nu știu, 10-20% rezolvăm problema VGM-ului din ce avem noi la acest moment. În acea partidă, sau din acea partidă, rezultă și lemn de lucru, de fapt, care nu putem valorifica la foc și ca atare am stabilit categoriile de lemn de lucru, prețurile și urmează să facem o licitație și să vedem ce persoană juridică va câștiga acest lemn de lucru, da? În sensul de a crește veniturile la bugetul local. Articolul 1 se modifică și va avea următoarea formă. Pentru vânzarea materialului nostru exploatat, nu face referire la persoane fizice sau persoane juridice. Dacă dorește cineva, poftiți domnul Respa. Având în vedere că de aceste cantități beneficiază
special persoane de la ajutor social și mă refer la rogii din Dărmărești. S-a construit un mare lovise de plază și de către un folosit Dărmărești. Noi de fapt contract consiliere. Din păcate, din câte știu și știu foarte bine, rogii din Dărmărești au început să comercializeze și au părut speculat că nu l-au Dărmărești până de foc. Da. Deci noi avem obligație clară. Legea 415 spune că trebuie să dăm aceste ajutoare de încălzire și nu numai la rog. Vorbim de toate categoriile care beneficiază de treaba asta. Deci un rog nu schimbă țiganii fac treaba asta. La momentul de față, prețul pe care noi l-am stabilit acolo nu este foarte mic și nu știu dacă genul ăsta de afacere mai rentabil la prețul de 210 lei metru cub lemn de foc. Dar, repet, noi ne asigurăm că ne respectăm condițiile legii 416 și întâi vom da ca prioritate lemnul către școli, e vorba de 200 de metri cub, vom da către școli, da? Și vedem de la urma școlilor și a necesarului pe care le are primăria și mă refer aici la cântul de la Clopul, să vedem ce cantitate rămâne, cred că 100 de metri cub. Și acolo, din lista de beneficiari 416, vom face o prioritate. Sunt persoane bătrâne, în vârstă, care, sigur, au nevoie de încălzire și așa mai departe. Și acel lemn, resursa respectivă, vom dirija către priorități, urmând ca la ceilalți să le dăm resursă financiară, așa cum prevede legea. Deci nu vă faceți probleme că la 100 de metri cât avem noi, nu știu dacă să ajungă, nu știu dacă o să ajungă la vreo... Deci prețurile, pentru a evita specula, prețurile propuse de Consiliul Local trebuie să fie prețul de prețul de piață. Și atunci, ce se ia? Ia cu 2 milioane jumate la primărie și vinde cu 2 milioane jumate la 5. Nu, ca cu 2 milioane jumate. Da, vine cu 4 jumate. Păi nu știu cine le-a cu 4 jumate, pentru că acolo sindic are prețuri mai mici. Și omul respectiv se duce direct la Opel Civic și ea. De ce să cumpere de la Opel Civic? Că îl dă-i cu prețuri mai mici. Da. Nu se va prinde bani de la 210 și se adaugă TVA la el? Nu, primăria nu. Este 210, nu suntem plătitori. De ce l-ai prețul? Că l-ai prețul de... Dacă mai dorește cineva. Mulțumesc, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 16 voturi pentru. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind alocarea de bugetul local a sumei de 5.000 de lei pentru acordarea unui ajutor de urgență doamnei Usachi Mihaela cu domiciliul în localitatea Dărmănești, județul Bacău. Poftim, domnul primar. Da, avem o solicitare pentru acordarea unui ajutor de urgență unei familii aflate în dificultate din orașul Dărmănești, în sensul că au un copilaș bolnav și este nevoie să achiziționeze un pat electric special. Ne-am interesat un pat de genul ăsta, costă în jur de 5.000 de lei. Propun alocarea sumei de 5.000 de lei familiei amintite de doamna consilier pentru achiziționarea acestui... Nu intru în detalii, că sunt lucruri care le cunoașteți, am discutat în comisie. Da. În comisie am avut avizul. Dacă mai dorește cineva, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind însușirea constatărilor și măsurilor stabilite de către Camera de Conturi de Bacău. Am avut pe mail, l-am studiat. Dacă mai aveți ceva, domnul primar? Da. Astăzi aveți acest proiect de hotărâre care ne însușim constatările și măsurile stabilite de către Camera de Conturi Județul Bacău prin raportul de audit financiar încheiat în data de 22 septembrie 2017. V-am spus de la început că una din prioritățile mele sau în tot ceea ce fac, transparența este la bază. Suntem transparenți, nu avem absolut nimic ce să ascundem. Raportul Curții de Conturi, Camerei de Conturi, l-ați avut la mapă în integralitate, deci toate acele pagini. Ați văzut acolo foarte bine și foarte clar ce s-a făcut bine și ce nu s-a făcut bine în ultimii ani.
A fost un control a Curții de Conturi care s-a extins 2017, 2016, 2015 și cu trimiteri spre 2014 punctual, că anumite lucruri nu s-a verificat toată activitatea financiară contabilă a instituției pentru care însemna, ar fi însemnat să stea 6 luni la noi. Curtea de Conturi a stat 2 luni de zile. Raportul are părți bune și părți rele. Una peste alta, să știți că suntem în, să zic, în eșalonul unităților administrative teritoriale care nu au probleme, deci nu sunt probleme deosebite. Sigur că acolo unde sunt, unde s-au constatat probleme, am trecut la recuperarea sumelor și deja din problemele constatate în cursul anului 2015, 2016 și 2017 au fost recuperate sume. În ultima perioadă nu am avut probleme deosebite pentru că sistemul de control pe care l-am impus de la preluarea funcției de primar a avut elemente care au, să zic așa, redus gradul de risc. Dar în continuare suntem pe recuperarea celor sume care au fost cheltuite ilegal. Mare parte din greșeli s-au făcut, cred eu, datorită necunoașterii legislației în vigoare, datorită neparcurgerii a tuturor pașilor care sunt prevăzuți în procedurile pe care noi le avem implementate la nivel de primărie, să zic așa, datorită neutilizării acestor proceduri, fiecare făcea, după cum știa el că se făcea cu nu știu câți ani în urmă. În acest sens și pentru corectarea celor greșeli, la acest moment am dispus revizuirea tuturor procedurilor de lucru și am impus un regim, să zic, nou de procedurare. Se lucrează la aceste proceduri. Sper că anul viitor să intrăm în faza de, să zic așa, recunoaștere ISO. Deci avem niște proceduri de parcurs, vom contracta o firmă de specialitate în așa fel încât să fim auditați pe sistemul de ISO. Sigur, nu am avut nici, sau a fost un auditor care nu și-a făcut poate în întregime treaba, acum avem în cadrul primăriei un auditor nou, cu siguranță lucrurile sunt pe drumul cel bun. Dacă aveți întrebări. Dacă cineva are întrebări, da, atunci spunem la vot cine este pentru. Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. 16 voturi pentru. Punctul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide din județul Bacău. S-a discutat în comisii. Am să fac câteva precizări. Știți foarte bine că legat de colectarea și transportul deșeurilor de pe raza orașului de Mănești, noi am avut în ultimul an mai multe discuții, discuții care au dus în cele din urmă la aprobarea unei hotărâri de Consiliu care obligă primăria să plătim acele deșeuri la tona de deșeuri ridicate din Dărmănești. Sigur că Adis Bacău a venit în prima parte a anului 2017 și ne-a propus să păstrăm acel sistem de taxare cu 9,6 lei parcă era pe persoană. La acest moment primăria încasează de la persoane 5,9 lei, așa cum a existat taxa asta și în 2015 și în 2016, iar noi plătim către Adis Bacău la tonele de gunoi ridicate, conform acelui grafic de eșalonare a prețurilor până în 2032. Deci, la acest moment, primăria plătește 266 de lei tona de gunoi ridicat din Dărmănești, deși o menajer ridicat din Dărmănești. Propunerea și actul adițional numărul 2, care îl aveți la mapă,
transmis de aviz Bacău, vine să cumva să ne propună nouă să ne reîntoarcem la acea variantă de 9,6 lei. Deci să stabilim pentru persoane acea taxă de 9,6 lei. Noi acest act adițional l-am respins în, cred că, prin februarie 2017 și se pare că avizul solicită să revenim. L-ați discutat în comisii, știți despre ce este vorba. În comisii acest proiect de hotărâre a primit avizul negativ. Deci la acest moment, știți că noi am avut în prima parte, în februarie, ianuarie, am avut suspendat serviciul, am mers în instanță, pe ordonanță prezidențială am câștigat primăria Drămănești. Instanța obligată a vis și Romprest să vină să ne ridice în continuare gunoiul din Drămănești. Știți că de la pronunțare avisul și Romprestul vine și colectează gunoiul de pe raza orașului Drămănești. Avem, în schimb, al doilea proces cu avisul, în care, pentru că avisul ne-a cerut să plătim sumele aferente în 2015 și 2016, pe care, în opinia dumnealor, noi nu le-am plătit. Da? Sunt niște restanțe care, din punctul nostru de vedere, nu sunt restanțe, pentru că ne cer să plătim servicii neefectuate. Și la acest moment, avizul ne cere să plătim servicii neefectuate. Ce înseamnă asta? De exemplu, pentru anul 2017, din calculele avizului, noi ar fi trebuit să dăm 800.000 de RON într-un an de zile, iar din cantitatea efectiv ridicată de gunoi, nu avem mai mult de 400.000 de RON. Adică, noi producem gunoi de 4 miliarde și domniile lor ne cer să plătim 8 miliarde. Deci, diferența de la 4 miliarde la 8 miliarde este, sau intră în categoria servicii neprestate. Iar legea spune foarte clar că noi trebuie să plătim doar acele servicii care au fost prestate. Deci, suntem în instanță pe acele sume, pentru că noi nu le recunoaștem, iar dumnealor le cer. Sunt termene de judecată, sunt avocați care ne reprezintă, sper să... Mai ales că noi avem această hotărâre de Consiliu dată în ianuarie-februarie 2017, pe care spune că plătim la tonă. Eu n-am voie să fac alte plăți decât la tonă. Avem cântar, știm exact cât s-a ridicat și legat de plăți la tonă, suntem la zi, de exemplu, pe luna septembrie, din Drămănești au fost ridicate 133 de tone pe care le-am și plătit, ori 266 de lei, înseamnă 30 ceva de mii de RON pe care i-am plătit, suntem la zi, nu avem niciun fel de restanță către avis. Domnul Desta. Da, citeam demonați în presa care face județul Bacău, respectiv în ziarul de Bacău. Nu suntem singuri care am procedat la fel. Moineștiu, deja... Să știți că noi am deschis, Știi că a fost nedeschisător de cutii, dar deja ne urmează și alții. Ne urmează și sunt 3-4 comune care deja au început să... Da. Deci la acest moment, sumele astea fictive, din punctul nostru de vedere, se ridică undeva la 5.700.000 de RON la nivelul județ Bacău, adică 57 de miliarde ar trebui primările din județul Bacău să plătească pentru lucrări neefectuate către acest Romprest. Din punctul nostru de vedere, și nu al nostru, ci al curții de conturi, sunt niște plăți care nu sunt respectat contractul. Deci contract era și era acea chestie cu cântarul. La tapetul. Dacă mai vrei cu cineva, deci în comisii avem aviz negativ, da. Spuneți la vot. Cine este pentru actul adițional? Deci toată lumea. Da. Abțineri? Abțineri. Împotrivă? Toată lumea. Împotrivă? Domnul Balaș? Da. Împotrivă. Da. Mulțumesc. Deci a fost restins actul adițional. 16. Împotrivă. Punctul 15. Atestarea apartenenței la domeniul privat al OAS Drămănești. O suprafață de 7.624 m². Da, este un punct suplimentar pe ordinea de zi, așa cum ați aprobat dumneavoastră. El rezultă din necesitatea cadastrării unei suprafețe de 7.624 m² de teren. Are, calitatea de pășune, este situată în aval de baraj Valea Uzului. Acolo noi am demarat un proiect
pentru extinderea rețelei de curent în zona Coada Lacului. Și pentru a putea finaliza partea de proiectare, este necesar ca acest teren să fie prins în domeniul privat și sigur cadastral. Dacă sunt întrebări... Da, vă rog. Mulțumesc. Supunem. Sunt întrebări? Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. 16 voturi pentru. Trecem la punctul 16 pe ordinea de zi. Alocarea din bugetul local a sumei de 1000 de lei domnului Nicoi Ion, veteran de război. Nu, vom vota separat fiecare, pentru că este cu caracter individual și va trebui să avem hotărâre cu fiecare. Acum, propunerea mea este alocarea din bugetul local a unui ajutor de urgență, să zicem noi, da? Îi zicem ajutor de urgență în valoare de 1000 de lei pentru domnul Nicoi Ioan, veteran de război. Ieri am comemorat 100 de ani în cadrul centenarului de la primul război mondial. Am sfințit monumentul din 1916 și a fost prezent acolo unul dintre veterani, domnul Nicoi Ion, celălalt veteran Nădejde Toader, în vârstă de 98 de ani, din motive medicale, nu a fost prezent, dar el a fost prezent prin reprezentant, prin fiul dumnealui. Am Consiliul Local a înmânat prin mine câte o diplomă de merit pentru acești oameni. Sunt doar doi veterani de război în viață și mă refer aici veterani de război din al doilea război mondial în viață și cred că în semn de recunoștință față de eroismul de care a dat dovadă, merită să acordăm acest ajutor pentru că starea lor și de sănătate și financiară este destul de să zic, de critic. Dacă cineva vrea să discute, atunci, da, obțin domnul Roman. Apropo de cultul eroilor și inițiativa care am avut-o și Consiliul Local și Primăria pentru refacerea monumentului, cred că ar trebui în continuare luate măsuri de refacerea și a monumentului de la Sălătuc și a celui de la Coaiana Uzului, întrucât și acestea au cam fost abandonate în ultima vreme. Măcar atât să putem face pentru acești cei care mai sunt în campiază sau sunt în tir, în memoria noastră. Am să mai fac precizare, poate domnul colonel... Domnul Roman, a terminat? Ia să fac domnul colonel. Sigur, spuneam și el la sfințirea acolo, este o prioritate pentru noi să ne respectăm eroi. Noi am reabilitat două monumente. Am reabilitat două monumente anul ăsta 2017. E vorba de monumentul din fața liceului 1916-18 și cel la Revoluție. Spuneam ieri că am făcut demersuri către Consiliul Județean și Consiliul Județean către Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru refacerea a încă două monumente. Este vorba de monumentul eroilor din 1916 de la Cremenea. Știți fiecare Cremenea, acum acest monument este pe Aleea Eroilor Martiri. Am introdus acea stradă în domeniul public. Și un necesar scurt spune că am avea nevoie să facem un lucru serios acolo de în jur de 125.000 de ron. Am cerut 70.000 de ron de la Ministerul Culturii și acele adrese la care făceam referire ieri sunt trimise și sper să obținem finanțare, iar noi va trebui să venim cu vreo 50.000 de ron. Asta înseamnă că se modifică acolo monumentul, amplasament, gard, va fi o troiță. Deci este o viziune care răspunde cerințelor anului 2017. Al doilea monument la care am făcut referire ieri este monumentul de la drumul județean 123, limită cu județul Harghita. Este vorba de acel cimitir internațional, care știți că astăzi are o altă conotație. Sigur că și acolo ar fi ca resursă financiară absolut necesară în jur de 130.000 de lor.
și la, la acel monument, noi am solicitat o parte de finanțare de la Ministerul Culturii și am stabilit că vom cofinanța noi diferența. Există acolo, în arhive, am găsit ceva informații, în jur de 100 de soldați români voluntați, acolo doar români. Da? Deci acolo va trebui la fiecare căpătii să avem câte o cruce, plus soldații ruși, plus alte, va fi cimitir internațional. Deci am solicitat și acolo și în cazul în care vom obține finanțarea, lucrurile merg în sensul clar, dacă nu vom obține finanțarea, va trebui să dimensionăm din bugetul local anul viitor o sumă ca să ne putem îndrepta și spre refacerea acestor monumente. A treia investiție pe care o vom face tot anul viitor legat de acești eroi și de primul război mondial este, să zic așa, inaugurarea unui muzeu în aer liber cu tematică primul război mondial va fi amplasat în fața piațetei din primărie de aici, în fața primăriei din piațetă, da, să zic. Veți vedea un concept nou, modern, muzeu în aer liber. Sigur că și acolo sunt necesari undeva 70-80 de mii de ron. Am solicitat 40 de mii de ron de la Ministerul Culturii. Vedem ce obținem, dar clar, anul viitor trebuie să atingem cele trei lucruri pe care le-am amintit. Deci este în viziunea mea, la lista de priorități, refacerea acestor monumente. Mai știm ceva de litigiu dintre Arghita și Bazoc? Eu zic că nu face subiectul discuției la punctul ăsta. Așa putem vorbi până mâine, dar la partea asta de nu cred că are rost să ne ajungem. Dacă la punctul ăsta mai dorește cineva, cum fi domnul Zacu? Deci suntem la punctul 16, alocarea unui buget, bugetul local la 1000 de lei. Nu poate să întâlnă la subiect. Legat tot de monumente, să nu pierdem în vedere monumentul de la Baia Zului. Am vorbit acum de și monumentul de la Biserica Boiște. Da. Deci mai avem monumentul de la Boiște și de la Dar. Bun. Legat de punctul 16, vă rog cum le vedeți, spuneți la vot. 1000 de lei pentru Nicolae Ivan. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 16. Mulțumesc. Punctul 17. Alocarea din bugetul local a unui ajutor de urgență, da? De urgență de 1000 de lei domnului Nadejde Toader, tot la fel veteran de război. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc de scutere. Și punctul 18. Punctul 18 diverse. Aici înscrieri la cuvânt. Înainte de a trece la înscrieri de la cuvânt, domnul primar, eu am de adus o mulțumire dumneavoastră pentru că, în sfârșit, în Josei, strada Gării a spus-o la punct și acum este în lucru, începând de ieri, este strada Bucimului, după praful de tornadă pe care l-am suportat toată vara, fiindcă situația a fost de așa natură, probabil domnul primarul să ne explice, se rezolvă și strada noastră. Mii de mulțumiri din partea cetățenilor, dar vreau să vă spun o comisiune. Ce faceți cu Păduberii și cu celelalte străzi din Joseni? Aveți ceva în vedere? Sigur că am în vedere, în primul rând, bugetul. Și am spus că sunt de formație inginer, dar m-am pregătit profesional și ca finanțist. În momentul în care dumneavoastră încercați să-mi smulgeți o promisiune legată de celelalte străzi, mai am în spate și restul străzilor pe care n-am intervenit și am acel buget. Deci n-am să fac o promisiune acum legată de alte străzi de pe Joseni sau pe Buben, dar le avem în vedere. Mai degrabă să facem treabă și să promitem mai puțin. Bun. Noi vă așteptăm și vă mulțumim din suflet și pentru atât. Dăm drumul la discuții, domnul Despa. Poftiți. Da. O secundă, mă scuzați. Au susținut că de pasarea noastră, Republica Moldova, delegația Consiliului Local și a primarului, s-a făcut pe banii publici. Ție să informez că de pasarea a fost făcută pe bani personali, fără ca bugetul primăriei orașului Drămănești să fie știbit cu bun bărăț. Cu acest ocazie, mă rog, nu au avut mulțumit gazelor noastre pentru ospitalitatea cu care am fost întâlnit și am fost tratat în cele două zile în care am stat la loc. Mulțumesc, Doru, mulțumesc că ai făcut precizare, vreau să spun eu. Da, am avut invitație din partea primarului orașului Vulcănești, Republica Moldova, cu care ne-am împărțit.
să participăm la o ședință de lucru, o ședință festivă cu ocazia zilelor orașului Bucănești. O delegație formată din 4 consilieri, împreună cu mine, ne-am deplasat acolo vineri, sâmbătă și duminică, cu banii noștri, însemnând drumul până acolo, ce am avut noi. Cazarea a fost asigurată de gazdele noastre de la Bucănești. Deci, dacă sunt cumva semne de întrebare sau dubii, vă spun eu oficial, nu s-a cheltuit niciun ban din bugetul local, dar nu nimeni niciun fel de treabă, am mers cu mașinile noastre personale, nu avem niciun fel de treabă. Dar e bine că ai fost așa. A fost în weekend, nu s-a dus cu mașină instituții, nimeni. Dar, sigur, sunt și răivoitori care de fiecare dată. Da. Mulțumesc, da, ceva, da, da, mai aveți, da, da, am o problemă cu ce se vreau de cu anveloparea blocurilor din Dărmănești. Da. Legat de anveloparea blocurilor, chiar astăzi am primit ultimile, să zic, clarificări la minister. În ce constau aceste clarificări? În blocurile din cele 9 blocuri din Dărmănești sunt 40 de balcoane închise. Din cele 40 de balcoane, 27 de balcoane erau construite legal și 13 ilegal. Vorbesc de cele 13 ilegal în sensul că nu aveau niciun fel de documentație, autorizație de construire și așa mai departe. Finanțatorul ne-a impus ca cele 13 balcoane să fie demolate. Și ne-a cerut, prin acele reglementări, să trimitem procesele verbale de demolare asumate de către primărie. La acest moment, aceste 13 balcoane au fost desființate, urmând ca locul lor să fie construite prin finanțarea respectivă, balcoane din termopan și așa mai departe. Adică toate balcoanele trebuie să arate din fel. Cele 27 care erau construite, erau din termopan, îndeplineau condițiile și mai aveau și... Deci, reglementările sau aceste clarificări au fost trimise astăzi. Eu sper, în cel mai scurt timp, să putem semna contractul de finanțare. Deci, la acest nivel suntem astăzi. Nu avem alte idei. Locuințe pot presupune de către Habitat. Da. Care este destinația lor? Deci, sunt locuințe pentru cetățeni. Avem o problemă acolo, în sensul că nu sunt suficiente familii care solicită. Deci, aș vrea, și aici fac un mesaj public, sunt case de locuit, dar se pare că cei de la Habitat ne-au spus și nouă, mulți din solicitanți nu îndeplinesc condițiile, în sensul că n-au niciun fel de venit, n-au niciun fel de Dumnezeu și atunci sigur că Habitatul are nevoie și au niște condiții acolo. Familiile care au un venit, care au nevoie de casă, să solicite către Habitatul scris, da? Și se face o evaluare acolo, dar în special familiile tineri care au un venit și care au nevoie de o casă, să facă această solicitare către primărie și către Habitat și vor beneficia de locuința acolo. Se poate care perpetuă mereu. Iau, mi-am dat din sat, omul vine la mine și se rezolvă niște probleme care se întâmplă. Eu am sunat cu domnul Buzaldă, dar să știți că eu nu am nici satelit, nici să discut, nici nu știu omul în momentul ăla unde se află. Mă scuzi că l-am deranjat, eram vârful deaură, dar am vrut să vin cu o problemă. Ce facem? Aducem cererile, vine fiecare om cu cererea dumneavoastră la înregistrat, o babă, o bătrână sau ceva, sau noi? Cere legat de ce? E probleme care din abanasa, nu știu, deci, aici, recomandarea mea este ca fiecare cetățean să vină la primărie și să-și spună postul pe care l-are înscris. În baza acelei solicitări, da, noi avem un circuit al documentelor și vom găsi și soluții de rezolvare. Probleme. Deci așa se face pentru toți cetățenii din Dărmănești. Care nu e rolul nostru, atunci nu e nicio poamnă. Deci dumneavoastră, dacă citiți legea 215, îți vedea acolo și obligația de dumneavoastră. Știu. Dar dacă omul mi-a spus că pe strada lui nu arde un bec. Aveți de audiență și la audiență... Acum, dacă e vorba de un bec, puteți fără niciodată sunați. Nu, dar e strada complet. Știți cum se procedează? Deci, cetățeanul vine și face o solicitare scrisă la noi. Acea solicitare este înregistrată în registratura electronică. Ajunge la primar. Primarul pune o rezoluție și un termen de rezolvare.
În momentul în care nu există acea hârtie scrisă și în momentul în care dumneavoastră dați un telefon mie sau nu știu cui, s-ar putea ca acea solicitare noastră să rămână nerezolvată. De asta vreau, o solicitare scrisă în care cetățeanul respectiv este identificat cu adresa exact unde stă și așa mai departe și noi avem un termen de rezolvare. Se mai și vreau informații la... Și atunci propunerile noastre a fost... Nu, poți să-i contă, domnul. Domnul primar atunci. Nu m-am putut să nu-i înțelege. Domnul Apedric, ați terminat. Domnul Muzacu vrea să vă dea un răspuns acum. Poftiți, vă rog. Vreau să ne solicităm o ședință de la cetățean. Da. Da. Eu vă spun, cea mai bună soluție este... O cerere a omului, să vă arăt și mine de o fac eu, dar nu să vină omul. Omul nu poate să nu faceți din asta. Solicitarea o face omul. Știți de ce? Că dacă dumneavoastră face solicitarea, încălcați legea, că trebuie să semnați acolo, să nu un fals. Pe ăla chiar vă Vasile și dumneavoastră vă chiar vă. Deci cerere a făcut în legea. Domnule, auzi că a făcut o treabă. Să audă și omul. La un moment dat omul spune că eu nu vreau. Deci asta vreau. A, nu. Păi clar. Deja vă explic. Deci am înțeles. Cetățeanul eventual să-și facă cererea asta. Asta când și nu știu, să știți că noi n-am inventat nimic cu face cetățeanul cererea. Asta este pe când Dumnezeu a lăsat pământul ăsta. Nu înțeleg. Da, tot aici vreau să spun, dar la... Poftiți, poftim, domnul. Pentru că se ridică anumite probleme din CFC-ul. Așa. Eu dacă nu le ridic în ședință, pentru ce mai din aici? Dacă eu, de exemplu, sunt oameni bătrâni, am avut niște probleme, examen să vă truc la Dumitrașul și la Glumeță. Am o lună de zile când ridică problema cu becul. Nici la ora acolo nu s-au schimbat de acolo. Și întuneric se poate. Deci trebuie să schimba. Acum se poate, nici așa. Vă mai spun ceva. În Belmănești sunt zilnic un număr de probleme. Nu știu, 150-200 de probleme. De toate nu le putem rezolva. Unele sunt active, deci unele dintre ele sunt cu prioritate în atenția noastră. Altele mai rămân în așteptare. Să știți că nu știu, cred că săptămânal schimbăm 30-40 de lei. Săptămânal. Avem o intenție să schimbăm și lăbi. Dar nu avem cum să le rezolvăm pe toate. Pentru că, vă spun de una din analiza făcută. Schimb 30 de decuri, să mai ard 10 sau nu știu câte. Instalația este învechită și permanent intervenită. Acum, dacă e o lume de zile vive, nu să ne uităm să vedem ce e acolo, pentru că eu am o situație și pe Sălături. În fiecare cartier se intervine cu schimbări de decuri sau de lăbi. Dar în special schimbăm decuri. Deci, să știți, nu schimbăm doar într-un cartier și în restul. Deci pot să, nu mi-a spus că vă aduceam o situație și vă spuneam în ultima săptămână ce am schimbat de la Sălături. Domnul primar. Era voință, ci după putințele pe care le-am dat financiar. M-aș referi la gaze la Sălături. Referitor la tabel de care s-au făcut. Mi s-a ridicat problema, referitor că nu a umblat la poarta fiecărui ca să dea semnătura pentru că este de acord cu gazul la Sălături. Acum, eu nu știu ce zic. Ascultați-mă, știți că noi avem... Păi e bine, spun, cu lemnul... Da, nu un pic, domnul primar răspunde, un pic, vă rog. Vorbim mult și degeaba. Da. Noi am depus 3 proiecte pentru extinderea rețelei de gaz în Bermanici. Un proiect vizează Sălătugul, un proiect vizează Lacoșu și un proiect vizează Joseni și Triaș. Există legislație. Ce trebuie să facem noi ca să mergem mai departe? În legislație spune foarte clar că trebuie să facem acel studiu de fezabilitate, să vedem unde ne aflăm la acest moment. Unde sunt costurile și ce înseamnă investiția? Cum facem, cum s-a mai făcut, tragem o conductă și după aceea constatăm că nu-i bun. Acest studiu este la Delgaz Grid, la Târgu Mureș. Cu siguranță, 99,9% acest studiu trebuie să-l plătim noi, care înseamnă undeva 100.000 de ron pentru cele 3 cartiere. Doar studiul de fezabilitate. Din analiza pe care au făcut-o cei de la Delgaz Grid, nu este rentabilă investiția, exact cum vă spuneam la curent, să o facă ei. Și tot proiectul trebuie să-l facem noi. Este o provocare pe care o să o analizăm pentru bugetul anului 2018, în sensul de a plăti noi și partea asta de studiul de fezabilitate și execuția efectivă a lucrării. Adică conductă, șanțul ce mai avem noi acolo.
sumă care se duce spre, pe cele trei cartiere, se face și lucrarea undeva spre 5 miliarde. Minim. Deci eu o estimare în mod obros. Da? Deci acolo suntem. Ca să nu înțeleagă oamenii că a dat semnătură sau n-a dat semnătură. Totul se învârte în jurul bugetului. Iar pentru proiecția de buget pentru 2018, dacă ne dorim cu adevărat să facem extinderea asta de gaze în triaj cu Joseni, Sălătruc și Lapoș, trebuie să avem, în primul rând, bani. În al doilea rând, Curtea de Conturi va veni și ne va întreba de ce voi Consiliul Local ați făcut o investiție de 2 miliarde la Sălătuc sau unde vreți dumneavoastră și s-au racordat 6. De ce? Și atunci vom avea o problemă cu toți. De asta trebuie foarte clar cel care spune, da, domnule, eu vreau să mă racordez, trebuie să căpățim ca la canalizare. Ați văzut ce am discutat mai devreme. S-au investit 25 de milioane de euro în canalizarea din Dărmănești și avem 200 de oameni racordați la canalizare. Foarte mulți invocând 1000 de motive. S-ar putea să investim 5 miliarde în extinderea de gaze și să avem 5 oameni care vor să se racordeze. Deci dacă, pentru că priorități sunt foarte multe și noi nu ne permitem să cheltuim banii pe niște povești. Dacă există cu adevărat solicitare scrisă și nevoie de a face extinderea de rețelei de gaze, o vom face. Ne vom asuma asta și o vom face. Că sunt și alte priorități. Da, discutam și de drumuri și mai știu eu ce. Deci, din puține ăștia bani, trebuie să facem o analiză de ce ne ducem în 2018. Că așa a fost și cu apa. Mulți au zis că nu se racordează. Și a zis acum. Majoritatea vine ca să se racordeze. A spus, facem o analiză de oportunitate și vedem unde ne ducem exact. Okay. Deci nu era voință să nu înțelegeți că... Mai aveți domnul Tricuna? Atâta, n-am la restul de problema pe drumul de coastă, la biserică, acolo, pe Zlatul comunal. Nu știu ce să mai fac acolo, cu saci întregi aruncați de mizerie. Care urcă cu căruțele? Ori să punem o cameră de la vedere, nu pot să stau să-i pândesc tot timpul cine aruncă. Am făcut curățenie, oamenii am adunat în prejurul că biserice, pe șalcă, ne-am curățat tot pe acolo, iar apă. Nu pot să stau noaptea să-i cărești. Deci singura soluție, acele amenzi. Deci m-am primit de poliția locală și păi, trebuie să-l prindă, poliția trebuie să-l prindă, că așa cum ați văzut... Păi prinde, dar poliția face până la 11, de la 11 până dimineața nu mai face nimeni. Toți ar trebui, toți cei care suntem... trăim în comunitatea asta, am eu dacă îl văd. Eu nu mă gândesc. Dacă să ne implicăm. O știință la fiecare și cu să se gândească, nu? Mulțumesc, domnul Tăcut. Poftim, domnul Pădraniu. Domnul Gemar, în zona școlii Buic, în momentul discutim de o zi cu cetățenii. Acolo profesorii puteți vin la... Nu cum așa mai e dreptul lor, nu e nicio problemă. Problema este că atunci când copiii sunt lăsați în pauză, când pleacă de la ori, acasă, circulația e foarte aglomerată. Și se va produce acolo un accident de circulație. Ce vor cetățenii? O cocoașă sau două pentru reducerea vitezei în zona respectivă. Acolo este și magazinul. Acolo nu este trotuar, n-au copii unde, da. V-am spus, mașinile sunt parcate din fața școlii până sus, aproape de magazin, este foarte periculos. Și cetățenii au zis, doamne, dacă puteți, ridicați problema la primărie, poate să rezolvă cu două cocoașe din alea. Iar o problemă care am ridicat, eu sper să o aveți în vedere în continuare, cu capacitatea la hidranți să se pună în interior unde s-au pus hidranții, ca să nu se mai bage pământ în ei, ca să poată cupla mai ușor. Mulțumesc! Vă rog să-i dăm acasă, să nu am nicio hidranță. Legat de instalarea de cocoașe, noi avem aici două direcții pe care avem. Ieri am avut o discuție cu domnul chestor de poliție Oprișan, a fost în zona noastră, și ne-a promis că radarul va fi prezent în perioada următoare, mult, mult mai prezent în Dărmănești. Pentru că, din nou, mă întorc la constrângere. Omul trebuie să înțeleagă că acolo e o școală, că e o trecere de pietoni, că trebuie să respecte 50 de km pe oră sau cât avem noi restricții acolo. Și cea mai bună și cea mai eficientă măsură este constrângerea care poate fi aplicată de a doua zi. Deci constrângere, clar, va fi și am garanția de la chestorul de poliție Oprișan. A doua măsură pe care o luăm noi și am avut discuții de montarea acestor cocoașe. Aceste cocoașe nu sunt recomandate în perioada de iarnă. Vom trece cu lamele, cu nu știu ce. Eu, sincer, vă spun, le-aș monta în primăvară. Am avut montate cocoașe în alte zone și mă refer aici la Moinești. În perioada de iarnă
În asfalt? Din asfalt. Nu, montat din asfalt. De asta i-am neinti. Să vedem cum e. Dar eu m-am gândit la varianta aia care se prind, se montează, se demontează. Nu au eficiență. Au pus în Bacău și au sărit. E mai bună din asfalt. Și din asfalt, de exemplu, din asfalt, am făcut studiul de trafic. Deci am avut studiul de trafic făcut pentru sensul giratoriu, pentru centrul civic 2. Și am prevăzut ca la trecerile de pietoni adiacente, nu neapărat din jurul sensului, ci de la poștă, de la... să montăm niște opritoare. Noile reglementări în circulație nu-ți mai dă voie să faci acele deliberări din asfalt pentru că prezintă pericol de accident. Și omul ne-a spus foarte clar, nu ai voie să faci acele ridicături din, da, cum le știm noi, prin din asfalt. Singura modalitate este montarea acelor plăci în asfalt, da, care sunt, nu știu ce, agreate de nu știu cine. Deci, denivelările alea doar montate în... Da, și cred că la primăvară am putea, deși și alea sunt dezavantajoase, că sunt niște găuri care se fac în asfalt, sparge asfaltul și nu mai știu ce e acolo. Da, dar cu siguranță randalul va fi prezent în permanent și avem multe zone în care se întâmplă lucrul ăsta. Dar indicatoare de restricții de viteză nu pot monta? La fel, indicatoare de restricție, există legislație care prevede care este limita de viteză în localitate. În momentul în care noi venim cu 30, 20, 10 la oră, trebuie să avem avizul celor de la poliția rutieră, care vine și spune, domnule, dumneata, greunesc circulația în zona respectivă, venind cu o restricție de 20 la oră sau 10 la oră, ca să nu se ridice praful. Păi nu se ridică praful, dar în urma deciziei tale s-au întâmplat 7 accidente, sau au ușit aia sau nu știu ce au mai făcut, sau ai greunat traficul. Deci nu le putem lua aceste decizii chiar după cum vrem noi. Că Dar e vorba de școala numărul 2. Deci la școala, acolo sunt restricții din circulație. S-ar mai discuta subiectul ăsta și cu cocoașele, dacă v-am amintit. Da. Acum câțiva ani am propus eu și nu s-a mai... Dar s-au băgat restricții. Eu vă spun, constrângerea este elementul numărul 1, care dă rezultate extraordinar de bune. Că dacă știe omul că i-a luat permisul vecinului în punctul respectiv, o să vedeți că merge încerc. Dacă mai aveți întrebări, nu mulțumesc. Mai dorește cineva? Poftim domnul Mileanu. Dacă vreți să răspundeți dumneavoastră, răspundeți și nouă și cu ocazia asta și la cetățeni, forma în care noi putem să anunțăm unde sunt becurile alea ase, că am înțeles că trebuie vorbit cu domnul Adrian Luzescu acum. Deci, nu. Ar trebui o formă foarte rapidă. Înainte vorbeam direct cu persoana care răspundea de iluminatul. Da. Deci, pentru partea de iluminat public, repet, trebuie să făcut o solicitare scrisă. Acum, dacă dumneavoastră vă angajați consilierii, dacă consilierii vă angajați ca să aduceți aceste cereri ale cetățenilor la primărie, eu n-am nimic împotrivă. Dar aș vrea ca aceste solicitări să fie scrise, înregistrate la noi, se ocupă în mod direct domnul viceprimar de treaba asta, da? Și are un termen de punere în practică ce facem noi acolo. Dumneavoastră și dumneavoastră dăm comenzi de lucru către firma care face lucrările. Nu face ăla de capul lui. Ăla nu decide pe bugetul nostru. Da? Este dificil. Nu este dificil, dar este legal. Așa se face. Dar nu considerăm că aceste procese verbale sunt luate în evidență, sunt înregistrate. Și atunci, la o lună, când dați răspuns, consilierul nicio problemă. Noi trebuie să justificăm cheltuirea, nu știu, alăturii respectivă. Atunci eu am luat de toate alea astăzi acolo. Deci am solicitarea referatului și așa mai departe. Puteți să anunțăm telefonic server sau verbal. Zona unde este unul sau mai multe becuri lipsă. Și atunci, cineva din partea rafinării, din partea primăriei, scuzați, un angajat care îl desemnați dumneavoastră, poate să verifice. Și atunci dânsul să-și facă, da, doamne, în zona cu care am fost anunțat sau am fost o solicitare de partea cetățeanului cu care și s-a constatat că pe strada aia lipsesc un număr de atâta becuri. Și face un proces verbal, ca din nou... Știți că înainte... Pentru schimbarea unui bec, să vină un cetățean să facă o hârtie, să o înregistreze, e mai complicat. Și încă ce vreau să vă mai propun... Hai să vorbim pe... Vă rog, de la ora
23 seara până dimineața nu mai există serviciu poliție locală, nu? Ori mai... Dar este poliția în poliția națională. Da. Vezi că noapte, dar trec foarte, foarte multe camioane, cu foarte, foarte multe, 10, 15 camioane, cu buștiri, focul, dar nu... În sensul că... acele camioane care circulă în perioada asta de noapte, dar nu mai plătesc taxa de drum. Noi ne plângem toată ziua de bani. Bani nu avem ca să intervenim la drumul. E păcat că trec pe teritoriul nostru, sunt camioane care au 40 de tone pe ele și alea, într-adevăr, poate că... Da. Acum, haideți să vă spun ce... Alea sunt mai cu problemă, ce... zic eu la José. Da. Nu, haideți să vă spun ce facem noi pentru treaba asta. În primul rând, noi avem un sistem de camere care este funcțional și pe timpul nopții. În fiecare zi, poliția locală, prin șeful poliției locale, verifică după ora 11 ce fel de mașini au trecut legat de ce subiectul spus de tine. Să știți că multe din aceste mașini, mare parte din ele, 80%, au plătit abonamente pe lună de zile sau pe termen mai mult. Și în sensul ăsta, ei sunt acoperiți. Adică omul știe, domnule, eu vin, am exploatare în punctul respectiv, mi-am plătit abonamentul pe lună de zile sau pe două și sunt... Perioada asta de toamnă vin camioane după lemn de foc, care vine odată. Dacă scăpăm unul, cu siguranță îl prindem a doua zi. Și eu am mai propus anterior, ar trebui suplimentate camerele. Să mai investim... Asta este o propunere bună și la fel pe bugetul de anul viitor încercăm. Pentru că noi acum strângem bănuți și vă spunem sincer. Încerc să nu fac, eu știu, să zic așa, vai de mine, nu avem niciun ban. Nu. Avem pe lista de investiții podul de la izvorul negru. Știți că noi l-am prins la începutul anului. Și ca să facem podul de la izvorul negru și în rest toate investițiile pe care le-am propus, le avem aproape cu excepția centrului medical. Avem nevoie de bani. Mâine, dacă îi dau ordin de începere la constructor, ăla se apucă și peste 30 de zile am facturi la plată. Și atunci, încercăm la acest moment să găsim resursa financiară ca să facem anul ăsta podul de la izvorul negru, pentru că costă ăla și e un pod care trec camioanele de 40 de tone. Și să vedem. Dacă ne-ar mai rămâne ceva, aș merge cu încă 20 de camere video, pentru că îți spune, da. Da? Deci cam așa. Cu scuzele de rugarea, mai am zis ceva. S-a stabilit hotarul de Dărmănești și Comănești. Că au apărut familii noi la Dărmănești, nu? La canalul ăla care despar, că erau două familii care aparțineau de Comănești. Deci hotarul e stabilit de mult. Nu și l-a asumat cel de la... Așa. Aia vreau să vă întreb dacă... Așa și vreau să vă mai întreb dacă știți stadiul cu drumul care duce spre granița cu Varghita. Deja 123, da? Da. Referința deja 123. S-a mai început ceva? Da. Deja 123, v-am spus că este finanțat prin PNDL 2. S-a depus documentația de către Consiliul Județean la Minister. Se așteaptă finanțarea. Eu, din ce informații am, este în direcția cea bună. Mi s-a solicitat printr-o adresă să punem la dispoziție teren pentru organizarea de șantier. Deci eu sunt convins că s-au aprobat indicatorii prin hotărâre de Consiliu. Anul viitor va începe efectiv. Nu cred că anul ăsta. Deși promisiunile sunt că poate anul ăsta. Dar nu. Anul viitor vor fi efectiv promisiunile. O condiție să nu le spară viața PSD-a. Eu am rămas cu o întrebare. Deci era vorba de iluminat public. Ne acceptați cu sunatul să sunăm un telefon? Pe cine? Pe domnul Cuzacu? Sunați pe domnul Cuzacu și pe domnul Stăruși. Că noi le contabilizăm în teren și eventual le sunăm. Domnul vă rog, vă rog, poftim? Cu o condiție. Să-mi dați numele. Să-mi dați adresa. Adresa exactă, numărul casei. Numărul casei și numărul de telefon, ca să pot veni. Nu la case, pe stâmp și stâmp, e între case. Da. E pe strada, pe dar în zona. În zona 3, 9, 8, 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 8